Stimați pretenari, ne aflăm pe Valea Fiadului și vom vorbi astăzi despre turismul la iarbă verde. Turismul la iarbă verde este o ocupație națională. Tot românul practică această formă de turism. Valea Fiadului este afluentă a Sălăuței și are izvoarele sub vârful Bran din munții Țibreșului. Este adânc încrustată în opcinele Țibreșului și este o vale care surprinde prin configurația sa. În partea inferioară este foarte îngustă, după care în partea mijlocie și superioară se lărgește, lăsând loc unei lungi bine reprezentate, pe care s-au așezat case și mai nou cabane sau pensiuni pentru vacanță. Deși în acest moment cursul Fiadului este calm, atunci când plouă în munți, Fiadul devine foarte nervos și se revarsă peste malurile sale. Așa cum spuneam, Fiadul își are obârșile sub vârful Bran, care face parte din masivul magmatic situat în partea centrală a munților Țibleș. La obârșile văii se observă această culme magmatică foarte pitorească. Așa cum vă spuneam, turismul de iarbă verde este practicat de tot poporul român. Este foarte simplu, ți-ai luat calabalâcul în weekend sau când ai timp liber și, bineînțeles, destinația este iarba verde. Acolo, când ai ajuns la iarbă verde și curată, scoți tot ce ai prin desagi, fixezi grătarul, fixezi discul, faci focul și te apuci de chefuit. Mici, frigărui, slănină prăjită, cartofi prăjiți, bere, iar la final tragi o râgheală puternică și lași în urma ta potop de pungi, sticle și alte tipuri de ambalaje pe iarba care a fost curată. Te întorci acasă foarte bine mulțumit, cu burta pusă la cale și te lauzi a doua zi la servici că ai fost la iarbă verde. Cred că vă amintiți cu toții acel refren foarte cantabil: iarba verde de acasă, să mă rătăcesc prin lume, nu mă lasă. Așa că eu trebuie să o invadez cât pot de des și să mă bucur de culoarea și ospitalitatea ei. Așa cum vă spuneam, dragi prieteni, ne aflăm pe Valea Fiadului,
vale afluentă a Sălăuței. O vale surprinzător de interesantă prin configurația sa. Sper că vă place ce vă arăt în aceste imagini de pe Valea Fiadului. Într-adevăr, Valea Fiadului este un colț de rai și aș vrea să fie mereu așa, însă nu știu dacă se poate, pentru că este o zonă foarte căutată de iubitorii turismului de iarbă verde. Astăzi este vineri și este mai puțină lume, dar sâmbătă, duminica, să vedeți ce este aici. Descind puhoaie de turiști care vin dinspre Telciu, dinspre Năsăud și poate chiar din alte părți și se instalează pe malurile Pârâului Fiad, unde desfășoară ritualul tradițional al turismului de iarbă verde. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Noi suntem de la Bistrița. Da? Am venit un pic aici pe Valea Fiadului. Putem să vorbim un pic împreună? Haide! Locuiți de mult pe Valea Fiadului.